mulțumesc în seara de ciuc, vreau să vă invit la câteva ședințe la o cafea la cabinetul meu parlamentar de la Republica Suceava, la Prefectura Suceava, să vedeți câte probleme ridică oamenii. Vreau să vă zic că eu am participat ieri la ședința tehnică de la Prefectura Suceava, unde s-a stabilit drumul de parcurs pentru a furniza căldură în municipiul Suceava. A fost o discuție tehnică și de unde a reieșit că hotărârea dumneavoastră de astăzi este primul pas pentru a reuși să furnizăm căldură în Suceava. Urmează, sigur, ceilalți pași și sperăm ca mâine să avem căldură în municipiul Suceava. Numai că problematica termică este mult mai complexă. După ce ne-am asigurat că persoanele disponibilizate de la SG Termica și-au primit salariile compensatorii cele date de guvernul urmării ministrii a primului ministru Victor Ponta pe 15 august la Suceava, următorul pas era evident să dăm căldură în oraș și după aia vreau să zic cu un subiect extrem de important, este să vedem ce facem cu transportul și distribuția agentului termic, care este domeniul public și trebuie să funcționeze într-un sistem public sau recunoscut ca fiind public. De asemenea, avem și unele instalații care fac legătura între transportul și distribuție și producători, care trebuie să domnul primar să se ocupe ca să ajungă în ceea ce înseamnă sistemul unitar de a furniza căldură și după aceea, sigur, odată cu funcționarea unei noi tehnologii pe biomasă, sper ca confortul cetățenilor de municipiul Suceava să crească. Vă mulțumesc!